asaltată cu mesaje. Expeditorul lor este nimeni altul decât fostul iubit Bogdan Ionescu, care pare să fie în stare să facă orice ca să se împace cu mizina președintelui. Bogdan Ionescu, sau Sida, așa cum mai este cunoscut, o bombardează pe Eba cu mesaje în care își cere iertare și în care îi declară dragostea veșnică. Dar fiica cea mică a președintelui nu se lasă înduplecată. Elena Băsescu i-a dat papucii logodnicului ei și a amânat nunta în urmă cu o lună, când l-a văzut pe Sida în timp ce îi făcea ochi dulci unei alte fete într-un club. Goran Bregovic.